Avertisment serios din partea meteorologilor, ne așteaptă zile cu temperaturi de peste 40 de grade. Luna iulie va fi cu adevărat de cuptor și nici august nu ne vom bucura de prea mult confort termic. Vom avea parte și de furtuni puternice când natura se va dezlănțui, însă valorile termice vor rămâne ridicate, avertizează specialiștii. Partea de vest, sud-vest, nord-est a României, centru, rămânem în continuare pe sub semnul unei instabilități atmosferice accentuate, pentru că până mâine la ora 8 rămâne în vigoare atenționarea meteorologică de cod galben, care vizează, să spunem din nou, instabilitatea atmosferică accentuată, averse torențiale. Datele Centrului European indică o lună iulie, luna lui cuptor, mai caldă decât în mod obișnuit în aproape toată țara. Este posibil ca în partea de sud-est, sud și vest a României să avem valori mai ridicate, peste 35 de grade. Ne aflăm într-o Europa, să spunem așa, care ne amintim Franța, Spania, Italia, încă de anul trecut, mult mai devreme decât România, a înregistrat recorduri de temperaturi maxime. Nu excludem ca și în această vară să înregistrăm, așa cum am spus, anumite recorduri din perspectiva producerii fenomenelor specifice anotimpului de vară.